Apar noi detalii despre tragedia de la Arad, în care omul de afaceri Ioan Crișan a murit în propria mașină după ce a sărit în aer. Potrivit fiicei acestuia, bărbatul a fost în urmă cu câteva zile la un serviciu auto, acolo unde și-a schimbat două cauciucuri. Afaceristul a stat aproximativ 25 de minute pe terasa servisului, timp destul pentru ca cineva să fi putut monta dispozitivul sub scaun. Marius Stoia, proprietarul vulcanizării care a văzut mașina lui Ioan Crișan înainte de explozie, a povestit într-un interviu la Alef News cum a decurs intervenția și ce a vorbit cu afaceristul, un obișnuit în atelierul său. Acesta a spus că Ioan Crișan a venit la atelier luni, în 24 mai, și au fost schimbate două anvelope pe față și a comutat o roată pe spate. În jur de 15-20 de minute a stat aici, a venit cu mine în birou, a venit cu mine aici pe terasă, a servit un fresh, i-am făcut factura, a plecat și asta a fost tot, a spus Marius Stoia. El nu a putut preciza dacă în tot acest timp mașina a fost închisă sau deschisă. Asta nu știu să vă spun, angajații mei au muncit la mașină, nu știu dacă a fost închisă sau deschisă, toți suntem șocați de cele întâmplate, a declarat Stoia. Întrebat dacă a umblat vreunul dintre angajați la mașină în interior, patronul vulcanizării a spus că nu ar fi avut de ce să umble. Noi am lucrat doar la roți, nu aveam ce să căutăm în interiorul mașinii, a răspuns el. Polițiștii susțin însă că toate camerele de supraveghere din incinta servisului auto nu arată că cineva suspect s-ar fi apropiat de mașină. De asemenea, un alt moment în care bomba ar fi putut fi amplasată în mașina omului de afaceri din Arad este momentul în care acesta și-a parcat autoturismul la ferma sa și angajații au fost audiați.